În coborâre de pe creasta Bucșoriului Mic, creasta Balaurului, am ajuns și la zona în care apar burbucii înfloriți. Deci abia de aici, de la acest nivel, această înălțime, încep să apară. Mai sus nu au fost. Uite și anemomele cât de multe sunt. Așa. Și... ce interesant sunt astea, parcă ar fi făcute la sările de antrenament, știi, de cățărări. Uite, știu ce interesant sunt ieșite, știi? Da. Ca informație, nu ne-am rătăcit, că iată momâi. Pe traseu, din loc în loc, mai întâlnim și momâi, ceea ce ne semnalizează că suntem pe traseul bun, pe direcția bună. Glumesc, nici n-ai cum să te rătăcești aici, că ești... suntem pe o creastă între două văi foarte adânci. Ia uitați-vă ce buchete frumoase! Ce buchete frumoase avem aici! Iată, Valea Moravului, e în stânga Valea Bucșoiului și noi suntem chiar pe creasta dintre cele două văi. Iată și burbucii din nou, încă o serie de burbuci foarte frumoși. Mie îmi plac foarte mult aceste flori, aceștia așa zici bujori, galbeni. Da, o frumusețe! Iată ce e și în spate. Iar noi facem traseu în coborâre spre Bușteni. Băi, dar ce mi-a plăcut de aia, am vrut să mai repet traseul ăsta, că nu am coborât niciodată, nu am făcut niciodată în perioada asta, că sunt foarte multe flori. Deci o mare diversitate de flori pe, acum pe creasta Balaurului, să știi. Adică mult mai multe decât vezi pe sus, pe platou. Frumos, foarte, foarte frumos. O creastă mai puțin umbrată, fiindcă e mai cu necunoscute, ca să zic așa. Cum să... Na, opresc chiar filmarea să fac poze, că da.